cele este pus aici, vin cu podul palmei și sez zona asta. Dar mă pot folosi de centru de greutate, pot masa supra-spinatus, caut unde spina, unde spina da? Mă duc pe supra-spinatus, până la articulația clavicular-claviculară. Vedeți că ăsta e un mușchi pasiv. Ăsta intră pe aici, prin gaura asta, hai să-l scot afară, ca să înțelegeți. Vedeți? Intră aici, printre oase, și se duce frumos până aici. Dar el este expus, odată, la fricțiune când miști humerusul, da? Când îl întinde, îl trage de mână, da? A doua oară, dacă tu faci efort fizic, lucru mecanic, cu mâna, nu știu, sală, dai cu greb la abat, n-am, ați văzut că mușchii, după efort, își măresc volumul. Nu neapărat crește masa musculară. Se congestionează. Da. Ăsta, dacă se congestionează, se înțepenește aici, că aici nu are loc să se umfle. Se blochează aici, în articulație, și nu mai poți să ridici mâna. Când pacientul ridică mâna, nu stă cu umărul normal și ridică mâna. Face așa. Înțelegeți? Deci fură din centura scapulară. Nu ridică, înțelegi ce zic? Deci, corect, eu ridic mâna până aici, pot să ridic fără să ridic umărul. Dar în cazul ăsta, pentru că supraspinatus e blocat aici, el nu mai poate să participe activ la mișcarea asta și rămân numai ceilalți care sunt mai sfirijiți. Dar și atunci pacientul ce face? Ridică până aici, simte arsură, simte că ține și continuă mișcarea așa. Da? Continuă mișcarea așa. Deci dacă îl masez, dacă îl relaxez, dintr-o dată se deblochează umărul. Desi ori când masați în zona asta, o să simțiți la un moment dat, să vă spun, o să-și iau de, cel mai des o să simțiți niște crepitații, așa, niște pocnituri, dar nu poc. Ca și cum ai dezlipi o folie, nu de aluminiu, o folie din asta, deci, de exemplu, ai pus, știți, folie, dacă se mărează, așa, ca și cum ai dezlipi-ul de pe masă. Ce se dezlipește? Se dezlipește aderența dintre fascia care acoperă mușchiul, fascia care acoperă mușchiul și periostul. Se creează acolo aderență, dar asta e o problemă, că mușchiul ăsta nu mai lucrează. De ce nu mai lucrează? Pentru mine mă ustură. Îmi creează disconfort. Dacă vreau să fac mișcare cu el, îmi creează disconfort. Da? Atunci eu creez, bag degetul și lucrez până aici să dezlipesc, să-i dau drumul. Da? Și mergem și pe direcția asta cu masajul, mergem și pe direcția asta. De important este să te duci cu degetul când lucri până aici. Deci când lucrez până aici, chiar cu arătătorul pot să mă duc aici. Și să verific dacă e blocat. Dacă e blocat, o să-l simți tare. Tare, nu poți să bagi degetul. Eu, la ea, de exemplu, eu pot să bag niște degetul aici. Deci iau degetul și îl bag aici fără probleme. O să simțiți la alții că nu puteți băga deloc degetul acolo. Atunci trebuie foarte bine lucrată zona asta și vă spun, o să simțiți la mână, uneori se și aude, cum ceva așa se dezlipește. Nu e